Ne aflăm în curtea școlii, este școala gimnazială cu clasele 1-8, o școală care este în patrimoniu național. Acum facem fațada școlii. Datorită perioadei de pandemie, o mare parte din bugetul alocat de la Ministerul Învățământului a rămas nefolosit și ne-am gândit că ar fi bine să refacem fațada. Erau deja și anumite locuri unde era deteriorată fațada și am reparat și acele locuri. Și ca să nu se întoarcă acei bani nefolosiți înapoi la Ministerul Învățământului, am folosit acei bani pentru renovarea fațadei. Deci școala va intra și într-o altă perioadă de renovare, restructurare, deoarece avem nevoie de avizul DSP-ului pentru școală. Vor fi reabilitate, vor fi reconstruite două tronsoane, tronsonul din partea din vale și tronsonul mic din partea din deal. Vor veni din nou pe fiecare etaj, vor fi construite spații sanitare, deci toalete, deci vor fi construite. Proiectul va trebui să intre în execuție. Momentan s-a întârziat. DSP-ul ne-a respins de vreo 2-3 ori documentația care era la proiectant. Am înțeles că acum ar fi în stadiu final și ne-ar da avizul și DSP-ul, urmând să fie depusă și la ISU Suceava pentru avizare și apoi vom începe execuția. La ce sumă vă așteptați să fie investiția pentru construcția celor corpuri? Construcția celor două corpuri este un proiect obținut finanțarea prin PNDL2, deci undeva la 16 miliarde. Și cam câți elevi ar beneficia de aceste grupuri sanitare? Că ne interesează, școala este, văd că este foarte mare, cam un număr estimativ. Aproximativ 500 de elevi sunt la școala aceasta, clasele 1-8, inclusiv copiii de la grădiniță.